abilitate care pune în valoare o altă dominantă culturală decât cea europeană, care sigur ne prezintă o lume spectaculoasă și bineînțeles pitorescă, așa cum o denumește chiar titlul generic al expoziției. Dragi bistrițeni, vă așteptăm așadar cu foarte mult drag să vă alăturați acestei expoziții care va avea vernisajul în data de miercuri, 17 februarie, ori 18, să facem prin aceasta o incursiune împreună în miraculoasa și frumoasa cultură orientală chineză. Urmăriți știrile din sport! Sâmbătă 13 februarie, sala polivalentă și-a deschis porțile după două luni, în care au fost reparații capitale. Deschiderea a avut loc cu marcarea celei de-a treia ediție a memorialului Ioan Coroban la handbal. Competiția a fost organizată de Direcția pentru Sport a Județului în colaborare cu ASCS Hand Sport și Asociația Județeană de Handbal. La acest turneu au participat echipe din Suceava, Baia Mare, Bistrița, feminin și masculin. După două zile de handbal, echipele bistrițene și-au dovedit valoarea. La categoria masculin, echipa liceului cu program sportiv a câștigat locul întâi, urmată în clasament de ASCS Hand Sport Bistrița. La feminin, Extrem Baia Mare a obținut locul întâi, fiind urmată pe locul secund de ASCS Hand Sport Bistrița. Pe locul 3 s-a clasat LPS Bistrița, iar locul 4 a revenit celor de la LPS Suceava. Astăzi, 13 februarie, am reușit să inaugurăm sala polivalentă în noua ei față. Ne referim la interiorul salii polivalente, la față cu o lucrare care a început acum două luni pe un proiect aprobat și finanțat de către fostul Minister al Tineretului și Sportului. Suntem bucuroși că odată cu începerea unui memorial și în cazul nostru Ioan Coroban am putut să face și deschiderea oficială a noi. În câteva cuvinte aș putea să vă număr lucrările mari care s-au făcut la această sală. Principal e vorba de suprafața de joc, care a fost 80% schimbată, recondiționată total și schimbat coloritul, retrasată, redimensionată. Ne referim și la suprafețele adiacente suprafeței de joc, zona băncilor de rezervă, masa arbitrilor, zona din spatele porților. Ne referim la sistemul de iluminat, la sistemul de încălzire și nu în ultimul rând ne referim și la recondiționare a tribunelor, a scaunelor, unde spectatorii vin să privească jocurile ce au loc în această sală. Astăzi, la Clubul Sportiv Municipal din Bistrița a avut loc ședința tehnică pentru Campionatul Național de Haltere Junior 2, feminin și masculin, ce se va desfășura la sala polivalentă timp de 3 zile. La această competiție participă halterofili din București, Galați, Constanța, Onești, Cluj, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Arad, Timișoara, Iași, Alba Iulia, Bacău și Bistrița. Concursul este organizat de Federația Română de Haltere în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Bistrița-Năsăud, Clubul Sportiv Municipal Bistrița și Asociația Județeană de Haltere. Am intrat într-un an delicat, dificil, cu un calendar convențional încărcat. Aici, la Bistrița, este prima competiție, dar după cum știți, la Bistrița, întotdeauna competițiile s-au desfășurat bine, s-au făcut rezultate bune, s-au descoperit valori și sper să fie un început de an competițional fructos. Pentru buna desfășurare acestei competiții, știți regulamentele convenționale, fiindcă au fost trimise prin acest buletin informativ, care, din fericire, îl avem ca de fiecare dată la primul concurs, cu micile erori pe care le mai corectăm de mers. Deci vă rog să fiți atenți la aceste regulamente. Avem anul ăsta 8 concursuri, pe care le-am stabilit în ședința de în birou din decembrie, din 9 decembrie de la Poiană. Sunt 4 cupe și 4 finale de campionat, pe care nu le-ați dorit.
Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi temporar noros. În cursul zilei, pe arii restrânse vor cădea precipitații sub formă de ploaie, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și minus 4 grade Celsius, iar maximele zilei de mâine se vor situa între 5 și 7 grade Celsius. În loc să se bucure că copiilor nu sunt nevoiți să bată 7 km pe jos până la cea mai apropiată școală, caută bețe în roate. O familie din Stupini, comuna Sâmihaiu de Câmpie, terorizează o școală întreagă. Părinții celorlalți elevi, cadrele didactice și copiii nu mai au liniște de când cei doi părinți țin morțiși ca micuții să fie mutați din clădirea în care învață acum. De ce? Pentru că li se pare lor că nu sunt în siguranță. Urmăriți în reportajul zilei unde și-ar dori să fie mutați copiii și ce spun cadrele didactice. Pe cât de liniștit pare acest sat, pe atât este de agitat. Singurii care fac gălăgie și le strică liniștea oamenilor sunt doi părinți care se cred mai deștepți decât toți ceilalți la un loc. Problema este că deja oamenii s-au săturat de scandal și vor să fie lăsați în pace, atât ei cât și copiii. Totul a pornit de la clădirea în care învață cei 9 copii din Stupini. Întrucât vechea școală stă să cadă în orice moment, direcțiunea a hotărât ca elevii să fie mutați de acolo pentru a nu se întâmpla o nenorocire. Și vechea școală de cât timp? Dumnezeu Sfântul știi și taică mi-a făcut în școala aia și bunicii. Deci, Întrucât nu s-a găsit o soluție de moment, autoritățile locale au stabilit să se improvizeze o sală de clasă într-una din casele aflate în mijlocul satului. Toți părinții au fost de acord cu această nouă locație, pentru că altfel riscau ca micuții să facă naveta 7 km pe jos în miez de iarnă. O singură familie însă s-a răzgândit între timp. Scandalul a început în urmă cu câteva luni, când, spun ei, unul din copii a căzut pe scări. De atunci nu mai contenesc cu scandalul. În fiecare zi vin la școală și perturbă orele. Până și învățătorul s-a săturat și nu mai știe cum să-i liniștească. Oricum copiii în gimnaziu o să plece din țară. Da, noi am susținut cât am putut școala să fie aici. Deci, fiind mici, deci măcar astea, patru clase, alte condiții, știi ce condiții, dar dacă nu se pot, copiii sunt puțini, ce facem? Pentru că pleacă la 6 dimineața e întuneric și ajung la 3 jumate cu autobuzul. Deci, păi gândiți-vă la 3 ore de 6, de 7, de 8 primar. Da, dacă vedeți și mie. 3 ore. Ajuns la fața locului, în clasa micuță în care învață cei 9 copii, s-au adunat mai mulți părinți, dar și autoritățile locale. Toți sunt împotriva lor și nu înțeleg ce pretenții pot avea de la un sătuc ca și Stupini. Ce vreau de fapt cei doi părinți? În primul rând, să fie arborat steagul României. Apoi copiii să fie mutați într-o altă clădire, unde să fie în siguranță. Nu că știe ce înseamnă acest lucru, dar sună bine. Tu lasă drapelul pe ei, nu, drapelul te românești. Nu îi vorbe școală, îi vorbe de drapel. Drapelul țării, doamne, ce are culorile roșu, galben și albastru.